absorpție a Federației Române de fotbal în cadrul Federației de Mini-Fotbal, aș vrea ca domnul Răzvan Burleanu să câștige. Dacă nu, n-aș vrea să pierdem un om ca Răzvan Burleanu. Așa. Și acum am să invit câștigătorii de această seară să facă extragere, așa cum am promis, oferim două tricouri ale echipei naționale, unul celor de la presă și unul invitaților. Îl rog pe Nicu să extragă pentru presă și pe Cristi pentru invitații. Mulțumesc, Nico! Sper să nu-i place bine! Dar numai biletul de colo? Vă dăm ale chinii și... S-a dat spre el, Nico, și așa! Merită să știi! Percec, da! Să-i dau cuvântul și câștigătorul în această seară, până vine domnul Levent, să spună și eu câteva cuvinte, având în vedere că este echipa cea mai veche din campionatul de fotbal al Bolz, în Timiș. Lasă-l o secundă să vorbească, dați-o cuvântul în lipsa ta. Ce pot să vă zic? Că mă bucur că sunt alături de asemenea oameni, că sunt împreună cu o trupă de amici în acest campionat de la începutul lui și de foarte multe ori abia așteptăm să vină weekendul și să mai câștigăm un meci sau să încercăm cel puțin să-l câștigăm. Tuturor celor care ați reușit să participați de la campionatul al Bolz, această primă ediție a Conferinței Naționale de Mini-Fotbal, vă mulțumim mult de tot pentru prezență, vă dorim un an nou cât mai plin de realizări, baftă tuturor echipelor de la al Bolz, baftă echipei naționale, la mulți ani și toate cele bune! Mulțumim!